Am încercat până la învierea Domnului să aranjăm curtea, ograda, care era numai, nici nu vreau să-mi aduc aminte cum arăta ograda mănăstirii, această cetate monumentului, bisericuța mică cu două lahăte, în bisericuță, cum spuneau mulți în zonă, crescuse un copac în Sfântul Altar. La fiecare liturghie, când ne ieșeam, să spun, în sus, avem inimile, mă uitam cum curgea apa din bolta bisericii. Am zis că, Maica Domnului, ajută-mă să pot reuși să măcar să repar puțin de el bisericuța, să am unde sluji. Iar unde o să locuiesc, nici nu m-am gândit. Afară sau prin vecini am locuit vreo un an de zile. Mă refer prin vecinii mănăstirii. Păi am găsit un turnuleț acolo, o chiliuță unde a fost a fostului stareț Iob Mazilu. Și văzându cum arată, m-a rugat de câteva gospodini din zonă ca să mă ajute să o vărim, să pun un godin, să am unde pleca capul. Până voi reuși să fac o căsuță și să renovăm incinta și interiorul monumentului istoric. M-am retras în incinta mănăstirii, în acea chiliuță unde se află paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, și acolo am locuit timp de un an de zile până am început căsuța din incinta mănăstirii. Spuneam la credincioși că dacă nu o să am pe cine binecuvânta, înseamnă că nu sunt vrednic să mai rămân în acest sfânt sacru loc. Strigam către Maica Domnului și am început cu 5 credincioși, cu 10, cu 20, cu 25. Apoi am ajuns în zilele noastre, acum, cum bine știți, să spun, Maicuța Domnului, este prea greu și prea multă lume. Fiind o obște mică de stoinică, dar este foarte greu, fiindcă Maica Domnului aduce mulțime de popor, dar popor evlavios, care vine și cu bune și cu rele, cu cerințe, la Sfânta Icoană Făcătoare.